găsit! Fiți atenți de unde comandați mâncare online. S-ar putea să rămâneți și flămânzi și fără bani pe cardul bancar. Poliția avertizează că s-au intensificat cazurile de fraudă de tip phishing prin crearea de site-uri false, asemănătoare celor care oferă servicii de catering. Paginile false sunt plasate în mod prioritar în cadrul serviciilor de căutare precum Google sau Yandex. Atunci când clientul achită presupusa comandă, îi se cer datele bancare și codul de securitate al cardului. După asta, banii sunt retrași, iar hackerii pot clona cardul bancar. O altă metodă folosită de escroci este înșelarea celor care plasează anunțuri de vânzări. Sub pretextul că nu pot veni să ridice produsul respectiv, le propun victimelor să-l trimită prin poștă. Vânzătorilor li se spune că plata se va face prin transfer și le cer datele de pe cardul bancar. După ce primesc toate informațiile, infractorii scot banii din contul victimelor. Fiți atenți atunci când folosiți serviciile de taxi. Un alt mod prin care vă pot fi sustrași banii de pe card este achitarea online a călătoriei. Aplicația vă poate informa că aveți o pretinsă datorie și, respectiv, vi se cere codul de securitate din 3 cifre. În niciun caz să nu încercați să plătiți așa zisa datorie, pentru că astfel ați putea rămâne fără bani. Am solicitat de la poliție informații privind numărul celor care au fost înșelați prin astfel de scheme, dar deocamdată nu am primit un răspuns.